Aici miroase Emma. Cameră, vreau să vină Aisa în camera roșie. Băi, ești nebun, ăsta e parfumul Emei. Eu la răbesc. Deci Emma a fost în camera roșie. Aisa? What? Laurențiu! Oare nu e meu? Să te iau când lecții de viață poți fi. Sau? I-am explicat de ce n-aș putea să am treabă cu niciun băiat din casă. I-am zis că noi până acum, na, ne-am ținut toți prieteni și nu... Păi da, hai să-mi zic ceva. Cu... Nici un băiat măcar nu se cere la cameră să vină să zică, băi, mă duc să vorbesc cu fata asta. Da. Radu a fost 2-3 ori când s-a cerut ca să vorbească cu tine și gata, în ultima vreme. Sincer. I-am zis că dacă vrea cineva să mă cunoască, eu sunt deschis la oricine din casă. Și uite el, serios, la oricine? Și zic, păi da, că n-am nimic cu nimeni, ne cunoaștem, nu ne pupăm, nu facem relații, dacă nu e să meargă, pur și simplu ne cunoaștem și atât. Și părea că mă înțelege, nu părea că mă judecă. Tu n-ai văzut că eu am o perioadă bună de când eu cu dânsul nu mai sunt în... Da, și eu cred că am 2-3 săptămâni. La urmă și el, omii, concurentă. Da, dar faza că el nu prea o vorbit urât cu mine sau ceva de genul, știi? Ai avut problemă cu el fără să-ți facă ceva. Da, dar din ce cauză? Ți-ai adus aminte? Tu așa ai zis... Nu, problema mea a fost că el a supărat-o pe Bianca. Da, te-ai băgat pentru prietena ta. Da. Și aici la masă i-am zis, uite, îți dau o șansă, era masă aici, dacă ți-aduce aminte. Să-ți recunoști greșeală, ceva în genul ăsta ai zis. Să înțelegi unde e greșit. Da. Radu. Bună. Hai că m-ai surprins. Da? De ce băga capul așa? Știi cine e? Poftim? Zic, de ce băga capul așa? Ca să văd cine mă cheamă. Cine te cheamă? Ah, ok. Adică să vezi dacă să intri sau nu? Nu. Aha, ok. Că oricum intru. Cum ești, ce faci? Povesteam cu Nona și cu Emma și încercam să mă fac... Nu neapărat înțeleasă, încercam să transmit ceea ce încerc să fac de când am intrat aici. Ok. Bine, și te-am chemat eu în camera roșie. Având în vedere divergențele care au fost în ultimul timp între tine și concurenții din Casa Iubirii, te-am chemat, de fapt, să... Încerc să te cunosc cât ne permite această cameră roșie pe tine ca și persoană, adică nu în contextul altor oameni, ci doar pe tine și să încerc să te descoper pe tine și să, și să purtăm câteva dialoguri. Voiam să-mi enumeri tu, că nu contest faptul că poate eu n-am tras o concluzie greșită despre tine, având în vedere faptul, bine, am tras cumva concluzie pe feeling-ul meu, ca să zic așa. Dar e ok să încerci să te descoperi și pe tine. Și te-am chemat mai mult să îmi enumeri 4 calități ale tale și 4 defecte pe care tu consideri că le ai. 4 calități. Sunt ambițioasă. Sunt om foarte ambițios. Asta nu m-am hotărât dacă e calitate sau defect. Tu ești ambițioasă? Nu. Ce vreau să zic. Okay. Sunt un om foarte credul. În viața mea de zi. Este defect, că și eu l-am păstrat. Okay. Am o problemă cu controlul. Asta e defect. Da, e defect. Okay. Trebuie să știu ce se întâmplă, când se întâmplă, unde se întâmplă, să controlez, să fac liste, să am programări. Sunt, și asta e tot defect, sunt un pic orientată mult prea în zona de business. Așa am fost... trăinuită, crescută. Adică îți place să te ocupi foarte mult de munca ta și de jobul pe care ești implicat în muncă, cum ar veni. Foarte mult. Îs obsedată de muncă. Ok. Asta e un lucru bun. Păi ce facem acum, de exemplu, când tu ești în Casa Iubirii și practic nu poți să-ți mai dezvolți jobul sau businessul pe care e tu l-ai? E foarte greu pentru mine. E extrem de greu pentru mine, pentru că... Dar ți-ai întrerupt de tot activitatea acum? Da, pentru că înainte nu pot să zic numele operatorilor. Da, clar. Lucram la unul dintre ei. Mi-am dat demisia și m-am angajat la alt operator. Exact. Oh, ok. Și acum cumva am avut impresia că
fiind direct la operator. Da, hai să nu dezvoltăm pe asta. E ok, e în regulă. Așa, ai enumerat 3. Le-ai amestecat oricum calități cu defecte. Așa, calitate. Mă consider că picioarele mele sunt o calitate. Da, să știi, și mie îmi plac foarte mult femeile cu picioarele, femeile înalte și care au picioarele. Da, picioarele da, consider că sunt o calitate. Asta, da, aici. Îmi place să gătesc. Super tare. Îmi place foarte tare să gătesc. Chiar povesteam cu fetele și ne-am zis că mi-ar plăcea să facem genul ăsta de activitate. Și îmi place în fiecare zi să învăț ceva nou. Și scriu poezii. Asta e. Da. Scriu poezii? Dar eu nu înțeleg asta cu scrisul poeziilor. De exemplu, tu scrii poezii la modul că în fiecare zi scrii poezii sau doar când ai inspirație? Când am inspirație mai încerc uneori, dar dacă nu am o emoție de orice care să-ți transmită ceva, să te facă să... Vrei să recit o poezie? Ia. Stai că m-am emoționată? O recit pe aceeași pe care l-am recitat-o și fetelor cu asta o știu cel mai bine. Compusă de tine? Da, scrisă de mine. Ce-mi doresc sau ce-ți dorești rămâne praf de amintire când noi purtăm războaie, eu cu tine, tu cu mine, în numele iubirii. Pe fronturi diferite e dreaptă afirmația, pe câmpul meu nu-i nimeni, pe al tău e o oaste întreagă ce urlă spre mine. Dar la final, cu lăncile lăsate, o număra în parte, hoiturile de pe câmpuri adunate. Regina-i capturată, iar regele-i pe moarte. Ce frumos! Mulțumesc! Ce frumos, bravo! M-am emoționat! Felicitări, bravo, chiar frumos. Bravo. Mulțumesc. Mi-a făcut plăcere să urez tine. Îți mulțumesc. Te pup și uite, ai grijă de tine. Vreau îmbrățișez oamenii, mi-e frică să îmbrățișez oamenii. Observ că e cam așa gen. Nu, mi-e frică în general să îmbrățișez oamenii. De ce? Că am fost rănită. E un scut de apărare, dar îți mulțumesc pentru oportunitatea de a mă cunoaște un pic mai bine. Ciao. Pa. Liniște că ai mâncat, te-ai mâncat. Hai mă, nu vrei să schimbi? Să zicem că două femei. Uite, mă, Nael, că tu întoarce pe toate părțile. Vreau să mai zic. Mă, tu, uite, dintre toți cei ce au zis, da. Numai cu mine ai treabă că știi că eu am zis bine. Da, da, acum mă încerc să mă faci să mă întorc, să mă dreci. Lui Pitagoras. Nu merge vrăjeala cu mine. 3 pi la pătrat. De cât pe Bianca rămâi? Cu Bianca mă duc până la capătul lumii. Uite, te las să schimb 4 fete, na. Nu, dar să nu fie Bianca. Păi a ghicit până acum din ce a zis? Nu știu, frate, dar hai să dă un suc. Dacă Bianca până la capăt. 3000 de fete, frate, adică n-ai de... Eu trebuie să-i dau lui un suc și niște chipsuri, le dau. Ce te face să crezi că a fost, că ai zis că ce ați văzut pe cameră? Nu, a spus el gen asta când a zis Laurențiu. Bianca a zis că gen inițial a râs, a zis că nu. Și după a zis să-ți iau mâine un suc. Și după a schimbat-o repede. E vrăjeala la lor, unul Alex. Bă, oricum nu contează. Dacă nu e meu, aici stăp, nu știu. A meu a fost. Ce? E un băiat din topul tău? Da. A meu? Nu. N-ai voie să zici. E un băiat... Atâta poți să dai indicii mici, nu din alea... Începe cu litera pur. E din topul tău? Nu. Nu, Ionuț. Nu. A, de chiar garantat că e Ionuț. Nu. Adică tu nu vrei să zici, că n-ai dreptul să zici. Nu-i. Da... Nu-i. Nu? Promit. E din top tău? Nu. Top tău care a fost? Robert Marinel. Laurențiu și Radu? Marinel. Radu? Îmi pare că da, acum a zâmbit. Acum am bugenul. Da, cred că o chemat-o să-i dai sfaturi, că el mai iubește câteodată așa, are apucături sportive. Da, el de obicei când are fight-uri, ca, îl cheamă la camera roșie încât să-i explice, știi? Da, da. Să-i împace într-un fel. Ați vorbit de casă, cum este, dai cu părerile, nu? E drept că ați vorbit de culoarea ta roșie. Păi și Laurențiu a chemat-o pe Cristina? Dacă au rămas două camere roșii, tu. Da, și toată lumea are. Patrick și Alexandru. Ce să mă cu părul meu roșu? Doamne, o chicat așa mai mult, că știu. Sau are Patrick, a chemat-o pe Cristina. De ce rog Patrick cu Laurențiu? Măi, lasă, uite, vezi? Păi, nu, că așa ai aici, îți dai cu presupusul, bă, cine e mai dau chemat. Bă, da, uite, ce pot să vă zic vis-a-vis de discuția pe care am avut-o, e că... Apreciez că au vrut într-adevăr să îmi dea ocazia, să ne dea ocazia să mă cunoască. Puțin. 5 minute nu e suficient. Nu m-a supărat dacă ar fi 10. Ți-am zis, ești băieți, fain, doar că trebuie să iei un pic mai încet. Al cui semnișul ăsta aici? Chiar foc? Al lui Radu, o să fac.
E oprit tosterul. E oprit, e oprit. Pornește, Iosif, arde. Da, exact, pornește. Să-i se arde. Pornește, mă, că să vină, pornește. Dă-i, 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 că te pornește, că trebuie să vină, mă. Abia, abia le mănâncă cald. Dă-i la, dă-i, mă, drum, dă-i la maxim. Lasă-l, mă. Un pic de hazare. Haide, te cistesc. Dă-i drumul, că eu răspund. Te cistesc? Nu. Mi-a dus tu. Nu e, mă, că n-a fost, că mâine vreau să n-a beau. Fost Elisa. Mâine vreau să beau. Fost, las că-i bea, îți dau eu unul, Ionuț. Da? Da, îți dau eu unul. La dimineață, la prima oră când vii. Da, când ajungem, mi-aștept, aștept puțin frumos. Vreau să fie trec pe masă. L-ați ghicit. Cum? L-ați ghicit. Bă, dacă am ghicit. Dacă am ghicit, dacă am ghicit, vreau să fie pe masă. Auzi, mă, că deja mi-au zis ce suc beau, ce măsurător, cât, cum, la cât vreau. Am ghicit deja. Ei, lasă. Nu, eu nu, frate, că n-avea să schimb pe Bianca în viața lui. Hai de cap. Serio?